Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, împreună cu doamna Cașalec Hâdeana, director interimar de la IPA, Fondul de Investiții al Ministerului Agriculturii, vom avea o conferință de presă prin care vom face o mică raportare a acțiunilor întreprinse de Ministerul Agriculturii pe dimensiunea susținerii agricultorilor din Republica Moldova în prima jumătate a acestui an. Eu ofer cuvânt doamnei Cașalec, vă rog frumos. Stimate domn-ministru, stimați reprezentanții mass media, bună dimineața. Vreau să zic că devine deja o tradiție și producătorii agricoli cunosc foarte bine că AIPA, prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Agricultură și Mediul Rural, susține producătorii agricoli pentru a dezvolta atât proiectele, business-ul mic și mijlociu, cât și a dezvolta localitățile rurale. În acest an avem o premieră, atunci când Fondul Național de Dezvoltare Agricultură și Mediul Rural constituie 1.750.000.000 de lei, o astfel de sursă financiară ce provine direct doar din bugetul de stat, AIPA nu a mai gestionat, este în premieră. Sursele date financiare se distribuie pe mai multe programe de susținere. Dacă începând cu anul 2010, AIPA a implementat doar un singur mecanism de stimulare, și anume subvențiile post-investiționale, pe parcursul dezvoltării instituției, acestea au fost diversificate. În acest an, la situația din 1 septembrie, s-a reușit debursarea pe contul producătorilor agricoli 1.100.000.000. Deci, mai mult de 70% din surse financiare deja au fost alocate pe contul producătorilor agricoli. Cele mai multe surse financiare, 80%, sunt orientate direct către susținătorii noștri, producătorii agricoli care dezvoltă afaceri în agricultură și aceștia și-au primit sursele financiare, inclusiv acele restanțe care au fost în anul 2021. Sursele financiare de 852 milioane care au fost alocate prin acest mecanism a reușit atragerea investițiilor de peste 3 miliarde de lei. Și respectiv, acumularea surselor financiare la bugetul public național prin intermediul ca impozite de peste 1 miliard de lei. Aceste surse au dezvoltat peste 3.000 de agenți economici care au solicitat sprijin financiar și au creat peste 1.000 de locuri de muncă. Deci observăm că anume acest mecanism este foarte bine determinat și producătorii agricoli cel mai mult își dezvoltă investițiile prin intermediul acestuia. Totodată, un alt stimulant financiar care este orientat către business, vorbim de proiectele startup. Noi le implementăm începând cu anul 2018 și în acest an. Ele au fost anunțat apelul, au fost depuse cereri de acordare a sprijinului financiar, astfel că 25 milioane de lei deja sunt pe conturile producătorilor agricoli care își dezvoltă cel puțin 62 de proiecte prin intermediul startup-ului. Ce înseamnă proiect startup? Deci cele sunt subvențiile financiare, vorbim neimpozabile și nerambursabile, ce sunt orientate spre tineri, spre femei și spre migranți reveniți în țară, care se dezvoltă în premieră sau se lansează în premieră pentru a dezvolta business în Republica Moldova. Cunoașteți că în anul 2019 s-au lansat proiecte pentru a dezvolta autoritățile publice locale și a dezvolta infrastructura localităților. Și în acest an am avut un apel de depunere a cererilor. Și în acest an avem peste 47 de milioane de lei deja alocate autorităților publice locale ce dezvoltă 80 de proiecte investiționale în acest an. Perioada de implementare acestea durează până în 24 de luni, astfel că pe parcursul anilor tot vedem mai multe localități dezvoltate ce utilizează surse financiare a Fondului Național de Dezvoltare Agricultură. În acest an, anul 2022, Guvernul Republicii Moldova a venit cu 3 programe noi de susținere a agricultorilor și a dezvoltat localităților rurale. Vorbim de rambursarea accizei la motorină. Este o premieră când AIPA implementează un astfel de mecanism. Pentru primul semestru au fost depuse 2111 cereri. Deci 2111 producători agricoli au solicitat sprijin financiar pentru a fi rambursată acciza la motorină utilizată până la 30 noiembrie. Cei care să utilizeze motorina pentru perioada de toamnă până la 15 noiembrie vor putea depune dosarul pentru al doilea semestru motorina utilizată. AIPA depune tot efortul ca în termen cât mai proxim să fie rambursat acest acciz. Deja 114 producători au recepționat sursele financiare. Datele se modifică de la zi la zi. Vineri erau 4,6 milioane lei
achitate pe conturile solicitanților, și anume vorbim de producători agricoli ce au utilizat această motorină, și chiar astăzi colegii vor mai transmite către trezorerie sursele financiare pentru a fi implementat acest mecanism. De asemenea, în acest an a fost implementat proiectul ce contribuie la îmbunătățirea funciară. Am avut un apel care anume este orientat spre susținerea acestor proiecte și este tot o premieră pentru Republica Moldova când producătorii agricoli și nu numai, vorbim și autoritățile publice locale și persoanele fizice pot dezvolta astfel de proiecte. Și ultimul program de susținere a autorităților și a business-ului mic și mijlociu este programul LIDER. Este un program prin care grupuri de acțiune locală, care sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, sunt 40 grupuri de acțiune locală, beneficiază de sprijin financiar atât pentru funcționarea lor, cât și pentru implementarea strategiilor naționale de dezvoltare a localităților. 17,4 milioane de lei deja au fost debursate pe conturile lor, ceea ce le permite anunțarea apelurilor și implementarea proiectelor mici. Vorbim de proiecte până la 200.000 de lei. Și, domnul ministru, toate aceste măsuri și programe se realizează de către angajații noștri care promovează aceste politici atât în teritoriul cât și în oficiul central și cu capacități minime care le avem, s-a reușit debursarea pe contul producătorilor agricoli 1 miliard 100 de milioane. Cu 45% mai mult în comparație cu perioada similară a anului trecut. Deci noi am observat că angajații noștri au activat într-o eficiență maximală ca să putem valorifica întregul fond de subvenționare, ca să putem aduce în termeni cât mai scurți sursele financiare către producătorii agricoli, în considerație că condițiile meteo, crizele care sunt, să îi poată bucura de sursele ce sunt direcționate de către Guvernul Republicii Moldova. Felicitări, doamna Cașalec, și vreau să transmit un mare mulțumesc devotamentului și abnegației care muncesc angajația IPA și efortul care îl depun supraomenesc, mai ales că sunt extrem de conștienți despre problemele prin care trec astăzi agricultorii din Republica Moldova. Mulțumați, agricultori! Doamna, în mod obișnuit, este perioada în care voi faceți bilanțul anului agricol, vă strângeți recolta și începe procesul de comercializare a roadei. Este un mod tradițional, dar nu și în anul acesta, 2022, în care noi vorbim nu de crize, dar vorbim despre un cumul de crize. În acest caz, noi vorbim despre criza energetică a creșterii prețurilor la motorină și nu numai, la resurse energetice, la energie electrică, la gaze naturale. Vorbim despre războiul din vecinătatea noastră și consecințele extrem de grave, măcar dacă vorbim pentru agricultorii noștri despre distrugerea obișnuitelor lanțuri comerciale și a căilor de comerț. Vorbim despre interdicția de export a produselor din pomicultură și struguri din Republica Moldova pentru Federația Rusă, seceta din acest an, creșterea galopantă a prețurilor la îngrășăminți și la fertilizanți. Evident că vorbim și despre problemele în care se află agricultorii astăzi și modul în care noi, în ultimii 30 de ani, am dezvoltat această agricultură. Noi, astăzi, vorbim despre o agricultură, din punctul de vedere a Ministerului, subdezvoltată, axată în exclusivitate, în majoritatea cazurilor, producerea de materie primă, care este vândută la export cu prețuri foarte mici, cu adaosuri comerciale foarte mici, care nu permit creșterea economică nici agenților economici și nici a statului în sine. Noi vorbim despre un proces în fază inițială sau incipientă a proceselor de procesare a produselor agroalimentare în Republica Moldova. Evident că noi vorbim astăzi și despre tehnologii foarte vechi care sunt folosite de către agricultori în procesele de producere, inclusiv a grâului și de prelucrare a pământului, ceea ce însemnifică în final atunci când agricultorul trage linia costuri și cheltuieli foarte mari în procesele de producere, cantități mici la final, când se strânge recolta și, evident, lipsă sau o incapacitate de a fi competitiv regional cu românii sau cu ucrainenii care de mult s-au reformat modul de prelucrare a pământului. O altă problemă ar fi, evident, și lipsa de sisteme de irigare, care, practic, în ultimii 30 de ani a fost nimicită în totalitate, cu mici excepții. Și toate aceste lucruri care eu le vorbesc acum ca și probleme, ulterior vor servi pentru Ministerul Agriculturii ca și linii de dezvoltare în mod obligatoriu pentru
că fără dezvoltarea și rezolvarea acestor probleme, agricultura din Republica Moldova va stagna și nu va putea face față concurenței regionale și locale. O altă ramură, evident, care este într-o mare criză, este criza zootehniei. Noi astăzi vorbim de aproximativ 240 de ferme, în care cresc aproximativ 9.000 de vaci de lapte și cu puțin peste 14.000 de bovine pentru carne. Cu aceste cifre, noi putem cu toată fermitatea să spunem că Republica Moldova nu are zootehnie. Deci, practic, toate aceste direcții care au fost enumerate de mine și cumulul de factori externi au și adus la starea extrem de gravă în care se află economia și, în mod deosebit, o ramură a economiei din Republica Moldova, din punctul meu de vedere, cea mai importantă, vorbim în exclusivitate despre agricultură. Evident că Ministerul Agriculturii este preocupat de trei mari probleme în această etapă. În primul rând, noi, împreună cu Guvernul, elaborăm un pachet de măsuri urgente pentru reducerea din impactul negativ a acestor crize asupra agricultorilor, despre care vom vorbi un pic mai jos. Al doilea, Ministerul Agriculturii este, în cadrul Guvernului, ministerul care garantează securitatea alimentară a Republicii Moldova. Mai simplu vorbind, noi avem 2,5 milioane de cetățeni și noi suntem preocupați ce punem pe masa moldovenilor, calitatea produselor care sunt puse pe masa moldovenilor și, evident, nu în ultimul rând, vorbim despre prețul la care vor fi puse aceste produse pe masa cetățenilor din Republica Moldova. Este o problemă extrem de importantă și suntem foarte și foarte mult preocupați de această activitate. A treia măsură despre care noi trebuie să vorbim este despre pregătirile pentru noul an agricol 2023, și noi, slava Domnului, avem parte de ploi, ceea ce măcar solul va fi pregătit, cu restul celelalte lucruri vom merge pe pași siguri în susținerea agricultorilor, în vederea stabilirii unui nou tip de susținere pentru agricultori în toamna acestui an. În acest context, Ministerul Agriculturii și cu Guvernul, susținerea Guvernului, evident, în tot întreg, noi suntem în tot întreg, practic am întreprins un șir de măsuri. La inițiativa Ministerului Agriculturii, după ședința cu șefii direcțiilor agricole și președinții raioanelor, la nivel de raioane, la cererea agricultorilor, în fiecare caz separat, au fost constituite comisii de situații excepționale, care aveau obligația să constate nivelul de pagubă, suprafețele și procentul de pierdere în urma secetei, la nivel de localitate și accentuez. La nivel de fiecare agent economic care se adresa acestei comisii de situații excepționale. Pentru că anul acesta a fost un an foarte atipic, seceta s-a manifestat tot într-un mod foarte atipic, în același raion din nord au fost localități în care au fost pagube în urma secetei și au fost localități în care nu au fost pagube în urma secetei și nu a fost secetă. A fost o manifestare foarte atipică. În acest considerent, Ministerul Agriculturii, ca să nu fie niciun agent economic prejudiciat, s-a pus accent pe agentul economic care se adresează. Și dacă era un singur agent economic la nivel de raion care a avut de suferit din urma secetei, înseamnă că în raion se constituia această comisie de situație excepțională și se făcea acest act. Mai mult ca atât, agenții economici au posibilitatea, după ce a fost modificat codul civil, să ia și certificat de forță majoră, este cunoscut, pentru a fi prezentat la bănci, inspectorate fiscale, la partenerii lor de discuții în privința reeșalonării datoriilor sau... Mai mult ca atât, în baza acestor acte sau certificate de forță majoră, independență, dacă aveau prevăzut în contract și necesitatea certificatului de forță majoră, agentul economic mergea la Camera de Comerț, dacă nu era, este suficient actul, Ministerul Agriculturii a mers mai departe și a avut trei întrevederi extrem de importante cu soluționarea la trei mari probleme. În primul rând, noi am avut întâlniri cu sistemul bancar al Republicii Moldova. Pe această cale vreau să vă spun că băncile din Moldova sunt foarte deschise în a colabora cu agricultorii din Moldova și sunt interesați în majorarea pachetului de creditare. Până la etapa actuală, din tot pachetul de creditare, băncile din Moldova dau agricultorilor 7,1%, ceea ce este infim, este foarte mic și potențialul de creditare este mult mai mare. Dar băncile sunt pregătite și am primit și în acest sens răspunsuri de la bănci că sunt gata să aibă în fiecare caz separat cu agenții economici
discuții pentru eșalonarea datoriilor. În plus, în Republica Moldova, pentru dimensiunea agrară, este dată excepție în plata dobânzilor. Noi cunoaștem cu toții că toți își plătesc dobânzile lunar, agricultorii plătesc o dată la 6 luni. Evident că prin AIPA este o măsură de subvenționare a dobânzilor și pentru că s-a mărit rata, noi o să prevedem majorarea și din partea Ministerului Agriculturii prin intermediul AIPA acestei rate, cât de curând ea va fi majorată și va fi ajustată, ca agricultorii să aibă redus din povara care o duc, mai ales în astfel de perioadă, deci asta este deja o chestie decisă. O altă măsură luată și în prevedere a fost cu agenții economici importatori de inputuri, îngrășăminte, fertilizanți, cu care distribuie și practic, se practică creditarea agenților economice în fiecare primăvară prin livrare de aceste produse și evident că acum ar fi venit perioada de achitare. Evident că toți agenții economici sunt conștienți de importanța existenței și susținerea agricultorilor și evident că ei sunt gata să reeșaloneze datoriile, dar eu vreau să fac un mare accent și un mare semn de exclamare. Noi vorbim în exclusivitate de datoriile create la agenții economici în 2022 în consecința secetei. Noi nu vorbim despre datoriile istorice create parcursul la mai mulți ani pentru eșalonarea lor. Noi vorbim despre un pachet de datorii și măsuri consecința secetei din 2022. Și o a treia și foarte importantă măsură este prin intermediul Ministerului de Finanțe, s-a lucrat la o decizie, inspectoratele fiscale să nu aplice penalizări, să nu aplice penalizări de întârziere la plata impozitelor, să se vorbească în fiecare caz concret cu fiecare agent economic pentru inclusiv reșalonarea și constituirea unui program de plată a datoriilor dacă au create la bugetul de stat. Lucrurile astea toate, repet, sunt pentru datoriile create și apărute în 2022, în consecința secetei, în baza actelor pe care dumneavoastră le aveți. Ministerul Agriculturii este deschis, dacă cumva intervin diferite probleme, să facem măsuri de susținere, să intervenim, să mergem alături de agricultorii noștri în relațiile lor cu băncile, cu inspectoratele fiscale și cu mulți alți agenți economici. Pe această cale vă anunț să nu ezitați să apelați la Ministerul Agriculturii. Mai departe, pentru reducerea impactului negativ de la majorarea prețului de la motorină, doamna Cașaleg deja a spus, a luat decizia de plată la 100% din costul accizii și asta e 2,95 lei de bani la fiecare kilogram de motorină, până la cantitatea de 64 de tone de motorină folosită de un agent economic. Asta ar însemna că marea majoritate, 100% din agricultorii mici și mijlocii, vor primi contravaloarea accizii la motorină în totalitate. Și 30% din motorină, din acciză, vor primi cei mari, care au rulaje și active mai mari de 50 de milioane, care au potențial financiar majorat în această etapă. Evident că noi nu putem să nu atragem atenția și procesatorilor din Republica Moldova. Ministerul Agriculturii a elaborat o decizie și cel mai probabil cât de curând va fi votată, prin intermediul căreia din fondul de rezervă a Guvernului se formează un fond de 93 de milioane de lei pentru compensarea accizelor la păcură și motorină folosit în procesele de procesare, de producere. Urmează să facem cât de curând regulamentul împreună cu Ministerul de Finanțe ca să reușim să intervenim și pe această măsură. Aici noi vorbim despre fabricile de zahăr, aici vorbim despre celelalte fabrici de procesare care pot trece de la gazul natural, pot trece la păcuri sau au utilaje cuptoare care funcționează pe motorină. Evident că vorbim despre rambursarea accizii pentru produsele care au fost folosite în procesele de producere. Mai mult ca atât, în acest an de secetă, noi cunoaștem cât de defectuos în Republica Moldova funcționează legea apelor. Mai mult ca atât, noi știm că pe teritoriul Republicii Moldova sunt 4.400 de iazuri, din care mai mult
cred că nu cât de 50%, dar numai 651 au autorizație sau pașaport sau mai se numește regulament al IAZ-ului. În rest, toți funcționează fără regulament, lucru care servește un impediment extraordinar în fața agricultorilor care ar trebui să aibă acces la apă pentru sistemele de irigare. Vorbim de lacurile din interiorul țării, care au fost și construite inițial pentru a fi folosite ca sisteme de irigare. Noi am pregătit și a fost votată la CSE decizia prin care se abrogă prevederea cu obligativitatea prezenței acestui regulament de folosire a IAZ-ului sau a lacului și accesul pentru agricultori la aceste ape și Agenția de Mediu este obligată prin decizie să elibereze acest certificat autorizație de folosire a apelor pentru irigare în timp de 5 zile. Evident că noi acum împreună cu Parlamentul vom lucra la o nouă lege prin care în 6-7 luni de zile în mod obligatoriu trebuie să creăm condiții ca toți agenții economici care au luat iazurile în chirie să le autorizeze și să constituim o modalitate matură, serioasă și bazată pe acte legislative prin care agenții economici agricultori au acces la apă fără ca să fie posibil ca alături de iaz și să nu aibă acces, să nu poată iriga și să aibă pierderi materiale. Mai mult ca atât, noi vorbim despre măsurile care au fost întreprinse tot pentru agricultură din Republica, despre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci, în februarie, când s-a început războiul și toate drumurile comerciale au fost redirecționate prin Europa, agricultorii din Moldova s-au lovit de necesitatea acestor autorizări pentru traversarea țărilor. Ministerul Infrastructurii a făcut un efort extraordinar și s-a semnat documentul care prevede liberalizarea completă a transportului și astăzi toți agricultorii din Republica Moldova, traversând orice țară din Uniunea Europeană, nu au nevoie de aceste autorizări. Cât de curând a fost săptămâna trecută semnată și acordul de liberalizare pentru Ucraina, și prin aceste două acorduri cu Ucraina și Uniunea Europeană, Ministerul Infrastructurii a nimicit, practic, o schemă extraordinară de corupție și furt, și care se numea, în general, vânzarea de autorizații. Și aduc mari felicitări agricultorilor pentru această posibilitate de a-și trece cu marfa și de a merge spre alte piețe fără ca să mai aibă nevoie de aceste autorizații extrem de abuzive, care nu aduceau nicio plus valoare nici transportatorilor și nici agricultorilor în sine. Ministerul de Externe s-a implicat în procesul de susținere a agricultorilor. Evident, datorită efortului făcut de Ministerul de Externe, au fost dublate cotele la export. Cel mai mult pe noi, pe agricultorii din Moldova, interesează pruna, mărul, evident, strugurii de masă, au fost dublate cotele. Și agricultorii din Republica Moldova au în acest an posibilitatea să exporte fără taxe cantități duble în Uniunea Europeană. Este o susținere inedită și niște măsuri extraordinare. Mai mult ca atât vreau să spun. Datorită Ministerului Externe și noțiunii de diplomație economică, în anul curent, în 2022, în premieră Republica Moldova a exportat peste 8.000 de tone de produse pomicole în Uniunea Europeană. Spre exemplu, în 2021, Republica Moldova a exportat 1.100 de tone și acum vorbim peste 8.000 de tone numai în 3 luni de primăvară. Ceea ce vorbește, în primul rând, despre anularea mitului asta că producția din Republica Moldova nu poate fi vândută pe piața din Uniunea Europeană și, a doilea, confirm încă o dată că calitatea produselor din Republica Moldova este una deosebită și este foarte înalt apreciată. Și în acest considerent, reduce din vulnerabilitatea extraordinară pe care o are agricultura din Moldova, fiind dependentă în majoritatea cazurilor de export și mai mult ca atât de export pe o singură piață. Deci, practic, noi vorbim despre o dublă vulnerabilizare a agriculturii din Moldova și evident că lucrurile astea trebuie schimbate în mod cert și în mod foarte rapid. În acest an, în premieră, în vara acestui an, Direcția Vamală a Republicii Moldova s-au preocupat și în termeni scurți, pentru prima dată în ultimii 30 de ani,
A fost făcut coridorul verde pentru produsele ușor perisabile și astăzi o mașină traversează ambele vămi a Moldovei și România în maxim 6 ore, dar în mod curent în 4 ore, lucru care nu s-a întâmplat absolut niciodată în istoria modernă a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, tot la insistențele Direcției Vamale și din respect pentru agricultori și pentru problemele care se ciocnesc din cauza multiplelor crize, au fost deschise încă 2 puncte de trecere pentru mărfuri pe vama Moldova cu România. Deci acele vămi erau numai pentru traversare de persoane. Astăzi noi avem încă 2 vămi în plus ca să reducem din impactul negativ a războiilor, a căilor de comerț și multe, multe alte lucruri. Și mai mult ca atât, vreau să vă anunț pe aceeași dimensiune că pe data de 11 octombrie, împreună cu Ministerul de Externe, cu domnul Popescu, avem stabilit deja o întâlnire în Egipt. Ne întâlnim cu Ministrul de Externe și cu Ministrul Agriculturii Egiptului pentru următoarea rundă, sperăm să fie ultima sau penultima măcar, pentru semnarea acordului de liber schimb cu Egiptul, ceea ce ne va permite să diversificăm foarte mult piețele pentru vânzarea produselor de calitate foarte înaltă pe care le avem noi în Republica Moldova. Spre final, eu aș vrea să mă adresez mulți stimați cetățeni și să vă spunem că echipa ministerială gestionează agricultura din Moldova în cel mai cumplit cumul de crize concomitente cu care țara noastră nu s-a confundat și nu s-a ciocnit niciodată de la independență încoace. Vorbim despre COVID, secetă, război la graniță, interdicții de export, insecuritate și criză regională și globală, economică, criză energetică, criza prețurilor, prăbușirea căilor comerciale tradiționale. Pentru aceste crize, guvernul și ministerul se adaptează foarte rapid, mulți stimați agricultori, și are susținerea partenerilor de dezvoltare a țărilor noastre. Guvernul schimbă lucrurile în bine prin deschiderea de noi oportunități în Europa și în lume și avem șanse mari să reușim noi toți. Moldova a devenit țară candidată, mulți stimați agricultori, la aderare la UE. Și împreună cu țările membre putem construi acasă stabilitate, securitate, prosperitate. Dar mai întâi de toate trebuie să ne învățăm, să ne consolidăm și să ne unim noi toți în Republica Moldova, să devenim un tot întreg. Misiunea Ministerului Agriculturii este să consolideze agriculturii din țara noastră pentru a trece cu pierderi minim din aceste crize. Pentru aceasta au fost create și deja funcționează pe lângă Ministerul Agriculturii 28 de comitete profesionale agricole pentru consultările cu Ministerul. În baza acestor consultări, care sunt extrem de înguste profesional, se vor lua decizii de modificare și de modernizare a regulamentului, a legii subvenționării, se vor institui măsuri noi în subvenționare și în baza acestor consultări noi putem să fim informați despre necesitățile reale ale agricultorilor și agricultorii pot fi informați despre măsurile pe care au fost întreprinse de către Ministerul Agriculturii. La final, stimați agricultori, Ministerul Agriculturii este unicul partener și promotor a tuturor agricultorilor din Moldova și al intereselor în plan național și internațional. Procesul de constituire a comitetelor va continua și am ferma convingere că numai împreună, constituind și construind parteneriate, noi vom reuși să trecem de aceste crize. Vă mulțumesc frumos! Eduard Măceac, portalul Politic Media. Domnul Bolea, vrem să vă întreb, ați declarat că la nivelul raioanelor sunt constituite aceste comisii de evaluare a pagubelor. Spuneți-ne dacă aveți o cifră la cât s-ar estima pagubele din acest an, pentru că producătorii declară că sunt pierderi atât la porumb, floarea soarelui și alte culturi. Aveți o cifră estimativă la cât vor fi evaluate aceste pagube? Nu s-a finalizat, mulțumesc pentru întrebare, nu s-a finalizat procesul de raportări din raioane spre minister. Sperăm săptămâna aceasta să avem toate rapoartele la nivelul de raioane, ca să putem să facem un centralizator și să venim în fața guvernului cu o cifră foarte clară. Da, trei asociații de fermieri au solicitat o întâlnire pentru astăzi. Vă întâlniți cu ei? Da, toate trei sunt trei comitete de consultări care s-au unit astăzi ca să ne întâlnim cu ele separat. Da.
Sigur, la orele 11 mergem și cu doamna Cașalăciu, secretară de stat. Noi continuăm discuțiile și suntem în, cred că, cea mai amplă procedură de consultări cu agricultorii. Ministerul Agriculturii nu și-are rostul existenței și nu și-are obiectul muncii dacă nu este în strânsă legătură cu agricultorii din toate asociațiile profesionale. Și noi vorbim astăzi despre trei asociații profesionale de agricultori, care, mă rog, două din ele au obiectul muncii foarte apropiat, una este Federația Națională a Agricultorilor Mici și Mijlocii, a doua sunt agricultori mai mari un pic, și a treia este Livada Moldovei, care are obiectul muncii un pic diferit, dar toți sunt agricultori și evident că mergem să ne întâlnim, să vorbim cu ei. Da, ei au solicitat instituirea stării de urgență în agricultură. Vă întreb până la urmă, va fi instituită această stare de urgență? Sau... Deci toate măsurile care ar putea fi, în primul rând, din punct de vedere juridic, nu există o astfel de abordare. În al doilea rând, toate măsurile despre care se vorbesc, care ar fi posibil, după părerea lor, să se instituie în baza acelei situații excepționale, Ministerul Agriculturii le-a întreprins începând cu începutul lunii august, iulie, și vi le-am raportat acum. Domnule ministru, în legătură cu ședința de astăzi de la Institutul Muncii, vreau să întreb dacă cumva raportul prezentat de dumneavoastră și doamna Coșălăcă astăzi are vreo tangență cu ceea ce se va petrece astăzi la Institutul Muncii și respectiv la cerința agricultorilor de a institui stare de urgență în agricultură. Categoric nu. Noi în Republica Moldova avem peste 6500 de agricultori. Ne adresăm tuturor cu această raportare, pentru că Ministerul Agriculturii reprezintă nu trei asociații, dar reprezintă 6500 de agenți economici care sunt interesați în raportul Ministerului și noi lucrăm pentru fiecare dintre ei, începând de la cea mai mică gospodărie țărănească și terminând cel mai mare. Și apropo, dacă toți suntem aici, vreau să mă adresez prin intermediul zonei noastre și vă rog frumos să puneți pe post lucrul ăsta. La Moldexpo s-a deschis un târg organizat de către guvern pentru procesatorii și producătorii noștri autohtoni. El a funcționat sâmbătă și duminică. Au fost foarte multe lume care au căutat și au întrebat despre legumele, cartofii, de la nordul Republicii Moldova. Pe această cale vă mai adresez încă o dată, mă stimați producători, că știu că am fost în Brăceni și m-am întâlnit cu fiecare dintre voi și ați spus că aveți nevoie de aceste pieți. Aceste pieți sunt extrem de importante ca să ajungeți la cumpărător și de acest considerent vă rog foarte mult sâmbăta și duminica viitoare să vă puneți în plan și să vă organizați 2, 3, 4 împreună, dacă nu aveți toți transport, să ajungeți la piața de la Moldexpo pentru a vă putea vinde la prețuri bune produsele dumneavoastră către cumpărătorul final, locuitorul municipiului Chișinău. Da, ați vorbit despre aceste piețe să vină producătorii, dar cum rămâne cu crearea Centrului Agroalimentar? Este o măsură care v-ați propus-o și în programul electoral. Ar fi mai bine crearea acestui centru sau totuși mergeți pe scenariul de organizare acestor târguri agricole? Deci, în primul rând, noi nu vorbeam despre un centru agroalimentar, dar mai multe centre agroalimentare și, în al doilea rând, agenții economici trebuie să le constituie și statul vine cu subvenționarea construcțiilor. Eu nu sunt susținătorul ideii ca statul să construiască măcar ceva, pentru că de fiecare dată când construiește statul este foarte scump, extrem de ineficient și foarte mult în timp. În acest considerent, noi suntem de părerea că trebuie să construiască agenții economici care sunt interesați în existența acestor centre agroalimentare, să constituie cooperative și statul astăzi subvenționează prin AIPA 75% din valoarea investită de către agricultori în aceste centre agroalimentare. Și mai mult ca atât, vreau să spun că aceste centre agroalimentare constituite de un număr impresionant de agricultori care trebuie să se adune împreună, este și calea de succes al lor în timp ca să poată să existe. Constituirea de centre agroalimentare este vitală pentru micul producător și ei trebuie să se adune împreună. Eu vă dau exemplu din sudul Italiei, sunt 25.000 de agricultori care au cea mai mare cooperativă din Europa. Spuneți-ne la ce etapă se află strategia de securitate alimentară și strategia națională de dezvoltare agricolă? Sunt în guvern, în proces de avizare.
Vă mulțumesc frumos!